Pentru voi nativ rac sau cu ascendent un rac, săptămâna cu numărul 22 este una foarte intensă, aglomerată, agitată. Probabil mai ales în plan relațional. Întâlniți mulți oameni. Contacte interumane, telefoane, mesaje, comunicare cât cuprinde, discuții intense. Un schimb permanent parcă de idei. S-ar putea să fiți genul de oameni care săptămâna asta stă online cu orele, stă la telefon cu orele, are de lucru prin comunicare la distanță. S-ar putea online-ul să duduie pentru voi. Tot online puteți cunoaște oameni. De ce nu? Dacă nu aveți de unde să cunoașteți personaje noi, fiți un pic atenți la tot ce ține de comunicare de asta la distanță. WhatsApp, Facebook, TikTok și toate celelalte, că puteți cunoaște niște personaje. Alții, tot zona relațională vă preocupă foarte tare, dar vă doriți o schimbare. Unii vreți să schimbați mediul pe care să-l frecventați. De exemplu, aveți un grup de prieteni, dar de vreme încoace ceva s-a schimbat. Priviți lucrurile altfel, v-ați dat seama că meritați ceva mai bun, că există ceva mai bun, că v-ați mai detașat unii de alții și nu e exclus să fiți acum atrași, și poate nu de azi de ieri, să fiți atrași de anturaje noi, personaje noi, grupuri noi, grupări noi. Vă alăturați unei noi echipe de basket. Până acum erați într-una, acum vă duceți în alta. Altă comunitate, nu știu, online. Oameni cu vibrații similare, vă plac aceleași lucruri, aceleași gusturi artistice, sportive, politice, ce-o fi acolo, vă plac aceleași activități, probabil de timp liber, și de acolo e un schimb reciproc de idei. Voi învățați pe alții, alții vă învață pe voi. Da, poate fi și o perioadă cu activitate intelectuală, bine să spun, puternică, gen studiu, lectură, devorați cărți, devorați webinarii, mergeți la conferințe sau luați legătura cu oameni inteligenți, maturi, care știu ce spun, specialiști, de ce nu? Ajungeți să discutați cu un personaj care vă dă niște îndrumări foarte bune. Ori chestiuni juridice, de exemplu, un avocat, un notar, ceva de genul, dar aveți nevoie de sfaturile sale ca să duceți mai departe și posibil să găsiți unul de top care știe ce spune, sau dacă nu, poate să fie și orice altfel de prietenie, de exemplu, profitabilă, care e acolo să vă susțină, să vă dea apă la moară. Da, și prietenii sunt foarte importanți. Conjuncția dintre Jupiter și Uranus într-un sector al prietenilor vă poate inspira ideea de prieteni folositori. Prieteni adevărați, prieteni motivanți, care sunt acolo, care vă împing de la spate, care vă susțin cum alții nu o fac. Ba chiar poate fi vorba de surprize la capitolul ăsta. Un om pe care nu l-ați considerat prieten. Era și el pe acolo, dar nu era pe lista scurtă de prieteni. Dintr-o dată joacă un rol încât nu e exclus să se schimbe un pic lista de priorități la capitolul prieteni și să devină prieten important, să începe să vă vedeți din ce în ce mai mult, să vă oferiți unul altuia timpul necesar să vă cunoașteți, că e ceva acolo. Sigur că pentru unii poate fi vorba și de oarecare atracție sentimentală, de ce nu? Se aprinde un foc acolo, sunt niște flăcări, dar flăcările astea pot fi de interes, pur și simplu. Vă place mintea acestui om, ziceți, măi, ce deștepte, ce inteligent, ce înțelept, câte știe omul ăsta. Și de aia parcă vreți să-i stați prin preajmă. Dar în unele cazuri, vedeta puteți fi voi. Și de aia s-ar putea în jurul vostru să se creeze așa un grup de suport, de personaje, de admiratori, de ucenici, de follower, care abia așteaptă să le transmiteți din cunoașterea voastră.